o victorie frumoasă, primul meci în Europa League. E o competiție cu echipe bune, campioane, unele din ele. Dacă te întreba cineva înainte de meci, te gândeai la scorul ăsta? Sincer, așa mare nu, dar am făcut un meci bun și eu cred că meritam acest scor. După atâta critici, așteptați și laude după partida asta, să vedeți? Criticile trebuie să te întărească, să muncești și să demonstrezi că ești valoros. Care v-ați amintit cel mai mult dintre cele patru? Trei, am văzut că unul eram pe jos. Nu știu care să zic. Toate au fost goluri frumoase și importante. A intrat foarte bine în a doua repriză, te-ai simțit foarte bine acolo, stânga, nu? Da, m-am simțit bine și în stânga și pe gazonul bun. Gazonul bun, să ne simțim bine pe arena. Am jucat multe meciuri aici, plus diferența de calitate la gazon. Înțelegi și atmosfera de pe Arena Națională, 35.000 de oameni la un meci cu Riga. Da, o atmosferă incredibilă. Le mulțumim fanilor pentru că au venit în număr atât de mare, la o oră atât de târzie, în cursul săptămânii. Asta demonstrează cât de iubită este această echipă și eu sper ca și în meciurile următoare să vină, pentru că avem nevoie de ei. În contextul... Nu ne-a spus nimic încă. Probabil mâine o să discutăm. Normal că îi mulțumesc. Ce o să zică? Că nu i-a plăcut? Pe telefon de la domnul Becali, că e și el mulțumit? Nu știu, n-am verificat, l-am pe silențios. Cu siguranță este fericit, ca și noi toți, și sperăm să acumulăm cât mai multe puncte. Puteți arăta aceeași față și în campionat, unde aveți multe puncte de recuperat, la pe play-off? Pe locul 2 în Europa, dar în campionat? Da, cu siguranță putem arăta aceeași față. Eu cred că primele 30 de minute cu Petrolul, cei de la Petrolul nu au contat, am făcut o presiune bună. Te-au convins după aceea... explicațiile legate de fazele de arbitraj? Da și nu. Ok, la șut acolo a fost, nu mai prea să mai întoarcă faza, am înțeles, dar după aceea, la faza aceea cu Târnovanu, de câte ori am sărit la cap și câte faulturi în atac au dat, eu cred că treia nu va gol. Dar mă schimbă cu ceva explicațiile astea care vin așa după. Ce să schimb? Te-a schimbat până acum ceva? Față de începutul carierei, ți se pare că arbitrajele sunt la un nivel mai scăzut? Adică față de când erau arbitri cu experiență? Nu, avem arbitri buni. Cred că au crescut, dar unele faze sunt judecate mai altfel în momente cheie, dar avem arbitraje destul de bune față de alte campionate. Am văzut ce se întâmplă și prin alte campionate. Voi ce trebuie să lucrați să îmbunătățiți jocul echipei? Ce trebuie să lucrăm? Da. Sau ce sunt? Sau am mai spus-o. Au fost meciuri în care am jucat cu un om în minus. Au fost detalii, dar echipa are valoare și poate arăta un fotbal. E obligatoriu să plecați cu 3 puncte? E obligatoriu, normal, ne dorim, dar sper să și putem. Trebuie să mergem acolo, cu siguranță ne va aștepta un meci ușor și trebuie să tratăm ca meciul din această seară. Depinde acum, că sunt intrări și intrări. Nu cred că vreun jucător își dorește să ia roșu. Sunt greșeli, oricine poate greși.